Mi-am dat demisia în China. Gata, nu mai sunt profesor de psihologie la Școala Internațională din Beijing, unde am lucrat timp de 3 ani de zile. Să explic de ce. Ciao, sunt Mihnea, un român din Beijing. Gata, mi-am dat demisia. Asta este ce se va întâmpla în viitorul apropiat, îndepărtat, vom vedea, dar nu mai lucrez la școala, aceasta este ultima zi la școala unde am profesat ca și profesor de psihologie timp de 3 ani de zile, să vă spun de ce, care este situația, așa din start să înțelegeți totul este bine, dar mi-am dat demisia. Ca să înțelegeți de ce, trebuie să vă relatez ce s-a întâmplat acum 3, 4, 5 ani de zile pe vremea când eram încă în Thailanda. În Thailanda, la ultima școală din Thailanda, am stat 9 ani de zile. Deci timp de 9 ani de zile am fost la aceeași școală internațională, ceea ce înseamnă că am avut, bineînțeles, o relație foarte bună atât cu administrația școlii, cu elevii, deci am dus-o foarte, foarte bine la această școală și totuși după 9 ani de zile am plecat. Acum ar fi întrebarea de ce plec așa de repede de la școala aceasta din Beijing după doar 3 ani de zile. Ar fi trebuit să stau mai mult dacă îmi place așa de mult și dacă este așa de bine cum vă spun eu, cum v-am spus eu că este aici la această școală. Ei bine, diferența este că în școala din Thailanda, unde am stat 9 ani de zile, era o școală micuță care era în creștere. Deci am avut posibilități de a crește din punct de vedere profesional odată cu școala. Deci la început, când m-am angajat la școala din Thailanda, în 2009, am predat la clasa a 7-a. După 2, 3, 4 ani de zile am trecut la liceu, după câțiva ani am schimbat de la predarea istoriei la predarea psihologiei, iar în ultimii 2 ani de zile, după ce m-am stabilit ca și profesor de psihologie, după ce mi-am făcut respecializările, am spus eu, este vremea să ne mutăm din Thailanda. Toată lumea mi-a spus, ești nebun, de ce pleci, ai o slujbă foarte bună, ești bine plătit, ești respectat, în Thailanda ai o viață ușoară, te muți în China, nu știi nimic despre China, bine, dar oamenii deja îmi dădeau indicații prețioase despre China, ei de asemenea nefiind niciodată în China, zicea, nu te du în China, nu e bine, e rău, cine știe cum va fi la noua ta școală. Ei bine, ne-am mutat pentru că am avut noi o viziune, atât eu cât și soția, că este timpul să ne mutăm din Thailanda, piața în sistemul internațional a ajuns la top, la refuz, salariile nu mai puteau crește, cel puțin la noi la școală, să te muți în altă școală mai bună era destul de greu pentru că nu erau locuri. Deci am spus, bine, ne mutăm, dacă te uiți acum ce se întâmplă în sistemul educațional internațional din Thailanda, vezi cum foarte mulți profesori își pierd slujbele, sunt foarte mulți profesori care s-au pensionat în Thailanda și deci îți fură slujba pe care ai putea să o primești tu. Vin pe salarii mult mai mici pentru că ei deja au o pensie din Anglia, America, de unde sunt ei, deci nu vor decât să aibă o sursă oarecare de venit și o viză cu drept de ședere, deci ți-au furat locul. Iar acum cu pandemia foarte multe școli s-au închis, nu am mai fost nevoie de profesori, deci am făcut cea mai bună mișcare când mi-am mutat în China. Acum, după 3 ani de zile la această școală, mă mut din nou. Ei bine, haideți să vă povestesc, această școală unde sunt acum este o școală gata, stabilită, a ajuns la un punct de creștere fantastic, au 4.000 de elevi, o grămadă de curricule școlare, buget enorm, bani mulți, salarii bune.
facilitățile sunt fantastice și totuși spun eu că este vremea să mă mut și să mă mut într-o altă școală, în alt gen de școală, unde doresc să mai fac și altceva pe lângă predarea psihologiei. Și mi-am mutat în China acum 3 ani, cam după un an de la mutarea în China, am stat eu și m-am gândit care este următoarea chestie în domeniul educației pe profilul meu. Și am ajuns eu la concluzia că psihologia pozitivă va avea o valoare foarte importantă în viitor, că ideea de a te uita la ce are omul mai bun în el este mult mai important decât a analiza toate problemele pe care omul le are. Psihologia pozitivă face parte din al treilea val de psihoterapii, care acum se stabilește din ce în ce mai profund în sistemul terapeutic. Valul 1 a fost psihoanaliza, valul 2 a fost cognitive behaviorism și valul al treilea este psihologia umanistă, iar psihologia pozitivă face parte din acest trend, din această mișcare a psihologiei umaniste. Și de acum 2 ani de zile am început eu să mă respecializez pe psihologie pozitivă, să învăț, să primesc calificări, să îmi fac certificările și am ajuns după 2 ani de zile la momentul în care sunt așa bine pregătit să fac pasul în psihologia pozitivă și doresc să fac counseling, coaching pe psihologie pozitivă în domeniul școlar, pentru că acolo sunt eu expert, cunosc elevii, mai ales mă refer aici la liceu. Deci, știam de acum 2 ani de zile că urmează un alt pas în viața mea și urmează să fac acest pas de aici, de la această școală din China. Acum trebuie să înțelegem, este o școală chineză care folosește curicula internațională, deci majoritatea elevilor sunt chinezi, 99% sunt chinezi, cei câțiva străini pe care avem nu fac parte din populația stabilă a școlii. Deci doresc să mă mut la o altă școală, o școală internațională, unde elevii sunt elevi internaționali și bineînțeles tot pe sistem, pe o curiculă internațională. Deci, știu că spun că mi-am dat demisia astăzi, dar de fapt plănuiesc această demisie din februarie, în luna februarie. Mi-am găsit un alt post la o altă școală, am trecut prin interviuri, am fost în vizită la școală, punem bazele unui cabinet școlar de psihologie pozitivă, plus voi mai preda, bineînțeles, și psihologia cu jumătate normă, jumătate normă. Ideea este că în viitor să conduc doar cabinetul de psihologie pozitivă. Am planuri mari, idei multe, vă povestesc în alt episod. Deci de ce a trebuit să-mi dau demisia? În primul rând, trebuie să înțelegeți că contractul meu a fost de 2 ani, deci în primul an am semnat un contract de 1 an, în anul următorul an am semnat un contract de 2 ani, iar în ianuarie m-au întrebat dacă vreau să stau. Așa, tentativ, ai dori să rămâi la noi la școală? Și așa, tentativ, am spus că da, doresc să rămân aici la școală. În ideea că dacă le spui dinainte că nu rămâi la școală, atunci ei îți deschid postul pentru angajări noi. Dacă spui că tentativ vrei să rămâi, atunci rămâi pe post până resemnezi contractul următor, care se semnează prin aprilie. Deci eram pe hârtie cum că rămân la școală. Ei bine, asta înseamnă că postul era blocat pe numele meu. Deci, a trebuit să-mi dau demisia, în sensul în care a trebuit să renunț la postul care era blocat pentru mine. Și această demisie
a demarat și procesul legal de transfer al permisului de muncă la cealaltă școală. Am început deja transferul de viză, sunt într-o perioadă de tranziție la noua școală. Întrebarea este, nu mi-a fost bine aici, de ce nu stau aici dacă totul este în regulă, de ce mă duc și să încep o chestie nouă unde sunt multe semne de întrebare, multe nesiguranțe? Ei bine, nouă ne place să încercăm noi lucruri, nu ne este frică de schimbare, dar cu toate că acum 2 ani de zile am început acest plan să-mi fac o respecializare și să caut un alt loc de muncă, în ultimele 9 luni plus 3, deci în ultimul an de când a venit bebelușul nostru, bebelușul are 3 luni și jumătate, am început să avem alte întrebări și alte obiective. Obiective care sunt foarte importante. Unde îl trimitem pe copil la școală? Dorim să fie în această școală unde suntem noi acum, unde majoritatea elevilor sunt chinezi? Bine, învață el bacalaureatul, sistemul de bacalaureat internațional în limba engleză, dar dorim noi ca el să fie într-un mediu cu doar elevi chinezi. Care este viitorul copilului nostru? Va fi el un viitor student aici în China sau va fi un student internațional? Pentru că are pașaport românesc, Europa este deschisă pentru el. Deci îl vom îndruma să se gândească la Europa. Bineînțeles, dacă el vrea să stea în Papua New Guinea, să meargă în Papua New Guinea, nici o problemă. Dar am spus, noi am dori ca el să fie într-un mediu mai internațional, unde sunt mai mulți, unde elevii sunt din diferite țări, nu doar chinezi. Și aceasta a fost una dintre motivațiile mari când am luat decizia să ne mutăm, când am luat decizia să-mi caut alt loc de muncă, când am luat decizia să mă angajez să merg la interviuri și să încerc să îmi găsesc o slujbă nouă. Deci nu mai este vorba doar de noi, de ceea ce dorim noi să realizăm ca și părinți, ca și adulți, ca și profesori. Este vorba și de faptul că suntem părinți și tot ceea ce facem are impact asupra copilului nostru, inclusiv locul nostru de muncă. Deci copilul nostru, la 18 luni, va veni cu mine la noua mea școală, o școală internațională, pe sistem britanic. Vă povesti mai multe în curând, dar pentru că sunt într-o altfel de poziție, nu doar un profesor în amalgamul de profesori, cum sunt aici 400 de profesori, sunt doar unul dintre cei 400 de profesori, avem în jur de, cred că, 100 de profesori străini aici. În noua poziție voi fi într-o poziție mai, nu vreau să spun delicată, dar într-o poziție cu o confidențialitate mai mare, deci nu vă voi putea spune prea multe detalii. Deci asta este, mi-am dat demisia, fac următorul pas, nu ne este frică, suntem bucuroși, suntem excitați, suntem adrenalizați pentru noul pas, de-abia aștept să pun în practică învățătura din ultimii ani. Mai am încă 2 ani în care studiez psihologia și neuropsihologia sănătății mentale. Am început deja o specializare pe mindfulness, vreau să-mi fac proiectul de absolvire pe mindfulness. Sunt interesat de sănătatea mentală, doresc să implementez toate aceste noi cunoștințe pe care le am în domeniul școlar. Bun, acesta este vlogul de astăzi, povestea de astăzi, pe data viitoare.